Este decisiv pentru ambele echipe. La de astăzi se rezolvă problema de problemă aerii. Noi să mai încercăm să ne atingem obiectivul. Din păcate, rezultatul dinaintea jocului ne-a dezilusionat puțin. Dar au început bine, au avut 1-0, am avut câteva situații bune în Manuel Vicius. Din păcate, încă nu este la potențialul lui maxim. A trebuit să existe răbdare cu acest jucător care revine după o perioadă mai lungă, după accidentarea grea, care este foarte important pentru această echipă. Și cei mai grav, am primit foarte ușor 3 goluri de prima repriză. Să zicem că și jucătorii au acuzat și starea terenului, dar era important să ne acomodăm repede cu acest teren și să nu încercăm posesia scurtă de care, să zicem că, posesia scurtă care să zicem că ne reprezintă și progresia spre poartă și să jucăm cu mingi mai lungi, să fie un joc de angajament, un joc de mătare. Păcate am dat gol târziu și în ultimele minute am fost așa un moment. Felicit gazdele, au avut o stare de spirit bună, au fost agresive în sensul bun al cuvântului și au atins. Dar Matulevicius de ce ar avea nevoie? Că a avut două singuri portaluri și nu le-a dat. Avea nevoie încă de jocuri. Este al doilea joc. El a stat din octombrie. Deci este încă nevoie de jocuri pentru a intra într-o formă maximă. Se ratează, se ratează singur cu portalul, se ratează singur cu poarta acolo. Poate dacă era într-o altă formă, ar fi înscris. Da. Da, au fost două ocazii foarte bune. În afară de agresivitate, ce ați mai demarat la totuși? Eu vă zic ce să mă întrebați despre faptul. Ce anume va deraja la starea gazonului? Iarba foarte mare, care nu permitea pasele rapide, scurte. Și, da, am înțeles, deci nu am ducat unde pe orice. Era un stadiu la care puteau să se adapteze ambele echipe. Pentru că am înțeles că au plouat foarte mult și n-a putut fi un stadiu. Ambele echipe au jucat cu acest stadiu. Dar că noi ne găsim tot timpul scuze. Până la urmă au câștigat cei care au avut poate câteva mai fi. Sperați la un loc de Europa League? E greu. Sunt 7 puncte. Iar dacă rezultatele directe cu Dinamo le-ar favoriza, mai sunt doar puțin, doar 7 etape. Înaintea, s-a fost presiune pe dumneavoastră, în legătură cu rezultatul acestei partide. Nu știu tot timpul. Și ne-am fi dorit foarte mult să reușim o continuitate în prezența în Europa, dar să zicem, încă nu este lupta pierdută, încă mai este de jucat, doar că este foarte greu, ne-am îndepărtat. Mă refer, vă simțiți amenințat postul? Nu simt să vedem, ieri. Antrenorul tot timpul este amenințat. V-am fost stricat de sărbători. Asta e suportul, trebuie să să fim tari. Nu poți să câștigi tot timpul. E cel mai frumos când câștigi, dar trebuie să fii demn și în momentul în care pierzi. Pentru că până la urmă, asta înseamnă sport, asta înseamnă respect, înseamnă fair play. Ați cerut ca David Lazar să nu facă parte din rotul TC Botoșani astăzi, să ne mânti jucătorul Manuel? Nu, cred că este stipulat în acordul de transfer, dar cu înțelegere verbală care se respectă, pentru că aici sunt oameni serioși. Vă lăsați și să vă următoră de Botoșani? Nu știu. Noi i-a prins bine, eu și în iarnă, când ne-am întors din Antalya, le-am zis conducătorilor că este un portar bun și el avea nevoie. Poate la noi nu a părut.
avea nevoie să apere, îi trebuie meciul, este un costat de perspectivă. Chiar și colonezul nostru, Glic, are 25 de ani, deci ar putea la Vares, am putea să avem un lucru de contract bine, de o durată mai lungă. Ești jucătorul FC Botoșan, care credeți că ați face în fața lotului nostru? Acum sunt stiluri diferite. Aici e o echipă închegată în care se împletește experiența cu dorința de afirmare a unui jucător. Aș putea să mă organizez, pentru că e greu să-i continui. Sunteți profesor din matematică, 38 de puncte ajuns pentru Botoșan. Aia, cum o să mai fie? Teoretic, nu m-aș fi hazardat să zic că 36, dar parcă 38, 39 cred că sunt suficiente, dar oricum, cumva din Botoșan să mă fac.